salut! La cererea unui abonat, să spun așa, care mi-a lăsat un comentariu la clipul recent de pe canal cu episodul 3, cu lucrările mele la această livadă, mi-a zis dacă aș putea să arăt într-un video cum frezează modelul 753K de la Ruris. Este motosapa profesională cu 3 viteze în față, dar o motosapă ușoară de vreo 80 de kilograme. Și dacă pot să o arăt și într-un ansamblu motosapă plus remorcă. O să încerc să fac acest lucru, mi-am făcut puțin timp pentru asta, o să fie un test, să zic așa, nu o să frezez toată livada cu motosapa asta, dar aici este un teren nelucrat de zeci de ani. Am avut noroc în ultimele zile, a dat o ploicică, e puțin ud, deci s-ar putea să mă ajute puțin, dar oricum ar fi, este un teren nelucrat care a fost plin de pomi. Haideți să-i pun frezele și să vedem cum se descurcă într-o astfel de situație. Poate o să fac una, două probe, vedem în funcție de cum merge și după aia o să vedem și remorcuța roșie care am văzut-o în clipul recent cu livada legată la această motosapă. Nu o să fac o probă să merg cu ea pe drum, dar să vedem ansamblu motosapă plus remorcă cum arată. Am montat frezele, să vă spun repede câteva detalii despre ea pentru cei care o vedeți acum prima dată. Lățimea de lucru la freze este de 1 metru, motosapa are un motor în 4 timp de 7,5 cai, scoate 5,5 cai puterea netă, nu puterea maximă. Are cutie cu pinioane în baie de ulei, așa cum vedeți, 3 viteze față, una în spate. Și aici sper să vedeți 80 de kilograme. Deci este o motosapă ușoară, dar este profesională și are o freză foarte eficientă. Am văzut în clipurile când, sau o să vedeți dacă faceți o căutare pe canalul meu, când am frezat în grădină sau când am lucrat via, freza este foarte eficientă și datorită acestor cuțite care sunt aduse, nu sunt ca, să zic așa, ca cuțitele pe care le-am văzut la motosapele mele, care formează aici un fel de unghi. Deci acestea sunt aduse și sunt foarte eficiente. În clipul când am lucrat la vie, puteți vedea că am scos un consum pe ora de funcționare de aproximativ 0,6 litri din ce mi-aduc aminte. Haideți să începem testul și o să-l fac aici, în porțiunea asta, unde nu au fost pomi, și vedem cum se descurcă.
făcut vreo 3 treceri doar cu treapta a doua la motosapă. Treapta 1 este foarte înceată, ea ajută foarte mult dacă faceți niște biloane. Eu am lucrat cu semănătoarea profesională și am reușit să fac o lucrare foarte bună, sunt clipuri pe canal. Și am făcut acum doar cu treapta 2, am adus o șurubelniță și o ruletă să vedem la ce adâncime am reușit să ajung din aceste treceri. Nu împing de ea, doar până unde o pune rezistență pământul, 15 cm. Sper că vedeți, deci 15 cm. O să încerc și în alt loc. Și în partea asta. Să vedem și aici. Aici 14 cm, sper că vedeți. Deci o adâncime foarte bună pe care am atins-o destul de ușor. Deci motosapa merge foarte bine. Mai fac eu o probă acum și undeva, să zicem, unde călcăm mereu și e potecă. Dar observați, este o motosapă ușoară, dar foarte eficientă. Deci dacă aveți o, vă cumpărați acum, să zicem, prima motosapă și aveți o grădină și o să ziceți e pământul foarte tare sau e nelucrat de nu știu câți ani, așteptați condițiile optime, poate vă ajută și o ploaie, dați drumul la treabă încet și faceți o grădină de legume numai decât. Motosapa are și viteza a treia, o să dau puțin acum să vedeți cum merge cu treapta a treia, e foarte bună pentru mărunțire. Deci cu 2 la frezat, 1 biloane, semănătoare, rariță și așa mai departe și motosapa este perfectă. Haideți să dau un pic cu treapta a treia să vedem cum merge, să pun ruleta. Aici este o potecă pe unde trecem mereu, e cam în jumatea livezii, să zic așa, ați văzut și în celelalte clipuri ale mele. O să încerc să dau și aici să vedem ce rezultat obțin. Bine, zic eu. Deci ați văzut că și asta este un lucru destul de ușor pentru ea. Deci motosapa e chiar
foarte bună. Acum haideți să o vedem puțin și cum arată un ansamblu motosată remorcă. Mă duc să iau roțile, le montez și o scot de aici. Așa arată și ansamblul motosapă 753K împreună cu o remorcuță de dimensiuni mai mici. Inițial am crezut că are cupla mai jos și o să stea proțapul remorcii în jos și remorca ridicată de spate rău. Dar se așează foarte bine și dacă distanța este mare, să zicem când stai pe scaun, dacă nu ajungi foarte bine la coarne, remorca are reglaj. Proțapul se poate da, cred că 5 cm mai în spate de la acele șuruburi. Deci se mai poate regla și majoritatea remorcilor cred că se pot regla și la modelul Ruris 750 se poate regla proțapul, deci probabil și în cazul altor remorci. Observați că vine foarte bine. Acum trebuie să luați și în considerare că este o motosapă ușoară de 80 de kg și sigur îți poți face treaba dacă stai într-o zonă mai pe plat, să spunem. Te duci la loc unde ai de lucru, îți pui în remorcuță freze, rarițe, ce ai nevoie, un bidon de apă sau ierbicid sau o pompă sau ce folosești pe acolo, dar trebuie să luați în calcul în cazul unei zone de munte sau de deal mai pronunțat și drumuri neasfaltate, pietruite, este posibil să piardă aderența pentru că este o motosapă ușoară. Haideți să o mișc și eu puțin în față, în spate, aici pe gazon, să ne facem o idee. Thank you.
Am văzut cum merge și la remorcuță, prima dată cu treapta 1, treapta de viteză mică pentru forță, după care am băgat 2 spre final. 3 nu o să încerc, ați văzut și cu 2 îmi patinează și îmi rupe gazonul, e ceva normal. Și nu o să încerc și cu 3, dar cu 3 sigur merge ceva mai repede decât ați văzut mergând cu 2. Mie mi se pare genial această motosapă, am spus asta de când v-am prezentat-o. Fără să lucrez cu ea am știut că este un utilaj superb, pot să zic eu, și foarte capabil la multe activități. Până la un nou video, vă las să vedeți și alte clipuri interesante de pe canalul meu. Vă salut și vă doresc mult spor la treabă. Vă salut!